Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip în care o să pălăvrăgesc aiurea vreo 20-30 de minute, vedem cât o să sta să filmez. După cum vedeți și din titlu, m-am gândit astăzi să fac un video intitulat Cum am devenit rocker. Pentru că multă lume mă întreabă, bă, cum ai, venit rock? cum ai devenit rocker, ce să fac ca să fiu rocker? Ei bine... Cu ocazia asta încep o serie de cum să fii rocker în ROBĂRIA? rocker, 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 cum vreți voi să spuneți, pletos, jegos, satanist, uh nespălat, posedat și așa mai departe, necredincios. Ok, lăsând deoparte stereotipurile, întâi să vă povestesc cum am ajuns să fiu în halul ăsta, cum mi-ar spune unii. În primul rând, norocul meu că n-am avut părinți maneliști. Altfel, probabil, cine știe. Mai băgam manele pe live-uri, dar... că mi-o plătos ca mine. Bai că mai ascultă banele, ea e cu Selin cu din astea ascultă ea. La o vară întreagă o auzeam în bucătărie cum punea mereu pe telefon non-stop Ierusalem când a păruse piesa aia. Vai de capul meu. În fine. Deci, da, în primul rând influențele mele. Tai că pletos și mai auzeam. Ba, prin mașină, ba, prin casă, mai auzeam. Ba, un Thunderstrike, Ba un We Will Rock You, știu cu avea în mașină, daci e, dar nu era originala, era un, ca un fel de Nightcore, înainte să existe ide ideea de Nightcore. Mă rog, deci, în primul rând, am avut influențe în jurul meu, ca să zic așa. Influențe în ideea că, bă, rockeri sataniști și astea. rockeri nu sunt satanici astea, deci n-am avut parte de anturaje din astea cu, bă, vezi că ei sunt satanici sau așa. Unii mi-a spus că nu puteți să vă faceți și că părinții vă obligă să vă tundeți că sunteți mici sau bunicii voștri vă zic ce-ai măi sataniști și din astea. Din fericire n-am avut ghinionul ăsta. Dar în momentul în care eu am început să devin rocker a fost cam după ce am terminat clasa 8 -a și am început să stau și eu mai mult pe internet, să urmăresc youtuberi. Preferații mei încă de atunci și până în prezent, uh, Codrin și regretatul Dani Penet, să-i fie țărâna ușoară, ei doi roacieri și m-am mai inspirat de la ei Dacă ar fi să vorbim despre prima piesă rock care mi-a plăcut Iar metal ar fi In The End de la Linkin Park Țin minte că era un post UTV, o fi, nu mai fi acum, habar n-am Era un program de muzică cum sunt Kiss tv sau One Music Channel sau MTV Și de luni până joi în fiecare zi dădeau o oră doar un gen Pop, rock, urban Urban, urban, cum să zice și dens. Și știu că atunci când dădea all rock, ca așa se chema ora aia, all și genul respectiv, dădea in the end. Băi, și plăcea piesa, o dădeam tare prin casă. Deci aia ar cam fi prima piesă rock care mi-a plăcut. După aia, desecem prima formație care m-a atras, mai ascultam ocazional așa, înainte de... Să încep că nu mai să devin rocker pe la vârsta de 12 ani, știți cum e, o dai mai mult pe B.U.G., pe Paraziții, că înjură și ești, wow, înjură. E, în perioada în care ascultam B.U.G., mai ascultam Re hot Chili Peppers, din câte țin eu minte. Da, mai plăcea Re hot Chili Peppers pe atunci, că aveam în calculator melodii de la ei și mai aveam și CD-uri, dar nu mai știu ce CD-uri aveam. Dar cam după ce am terminat clasa 8, aveam 14 ani, țin minte că o altă piesă... Roh, care m-a atras a fost Whispers in the Door de la Skelet o punea Dani Penet pe live-uri Regretatul Dani Penet O punea pe live-uri pe YouNow pe O altă aplicație cum e acum Twitch Și da, cam astea au fost primele, primele mele două trupe pe care le ascultam destul de mult Și începusem că eu de felul meu și acum când descoper o piesă, o piesă nouă Mă uit la discografia formațiile respective și încep întâi cu o alea mai populare și le iau la rând după albumele. Cam așa am făcut toate formațiile pe care le ascult acum. Deci da, primele două formații... Mari formații pe care le ascultam, mari formații, uh, Skillet și Linkin Park, ca majoritatea puștilor. Linkin Park mi se părea genial și Skillet suna super bine. Da, nu înțeleg, nu știam eu prea bine engleză pe atunci, dar pur și simplu îmi plăceau de-a dreptul ți minte că la un moment dat în 2015 cam când se termina noua Mi se stricase routerul Și norocul meu că aveam muzică în calculator până să-mi schimb rutorul, Ca să... că na. Aveam două calculatoare, cablu de net la taică Parcă Dar nu mai știu cum era Ideea e că nu mai aveam net în calculator Și nici pe Android Și... Norocul meu că eu descărcam multe piese pe acolo am luat un pe YouTube. Ce mi apare? Ia, piesa asta, piesa asta. Și eu le descărcam și le țineam în calculator, obicei pe care l-am și acum. Ori le țin și în calculator și în telefon. Plec undeva cu mașina, nu mai stau să pun muzica de pe YouTube, o pun din memorie. Cap și de reclame și de tot. Mai ales că acum am file și piratez albumele. Și uite că atunci după ce am terminat a noua, tot așa câteva zile am ascultat non-stop, chiar și ale pe care nu le ascultasem și doar le descarcasem în calculator. Atunci o dus tare pe schelet. Neavând net să mă joc altceva câteva zile, până să-mi schimb router-ul. mă uh, jucam Zan Andreea și ascultam schelet pe fundal. După... Cam spre 2016, deci după ce am început clasa 10 am început să o dau pe Pantera, pe Metallica, pe Maiden am început să o dau pe formațiile mai bătrânești, așa o că... Practic formațiile care au făcut marele concert metal în Moscova în 91, de s-au strâns un milion de ruși, un record de audiență, nu știu câți au mai strâns milionul, peste un milion de oameni la un concert. Cam așa în 2016. Slipknot început să ascult și 3 Days Grace. Să că ascultam Animal I Have Become în timp ce mergeam la școală și urcam pe scările alea circulare așa și era bucate, cu This Animal, că stăteam tot timpul cu căștile în urechi. În autobuz lumea juca jucat sau ce făceau, eu ce să fac, ascultam muzică la căști, că n-aveam bani să micar cartela pe atunci ca să stau pe YouTube să văd chestii sau să mă joc ceva. Avea muzeul de 2016, ce drag să mă joc pe el, nici Angry Birds nu mergea, la vechiul, Angry Birds 2 nici nu mergea, dar abia apăruse. Ă uh... Deci cam asta ar fi 2016-le. Și ți că atunci îmi plăcea foarte mult albumul Anger Din 2016 spre 17, ascultați foarte mult albumul Anger și când mergeam la școală, mă uitam și la Prison Break pe atunci și îmi plăcea și piesa Anger Numai pe o ascultam când mergeam la școală. Cam multă Metallica. Cred că ce mai mult am ascultat Metallica în, în perioada aia. Nu foarte mult slimă, nu foarte mult 3 Grace. După aia a venit 2017. În 2017 am început să ascult foarte mult uh, Breaking Benjamin undeva prin vară. În ca toată lumea cu Diary of Jane și apoi I Will Not Bow, cel mai populare piese. După asta pe cam când erau simbolurile că eram a 11 -a. Și după aia în vară am început să o dau mai tare și pe celelalte piese Give Me A Sign, So Cold, alea mai populare și apoi am început să o dau într-una pe discografie. Începusem să ascult și TFK, și așa, câte una-două piese de la -al alte formații mai populare de astea de, uh, mai ales New Metal. Eu cam cu asta mă regăsesc și mai mult. Deci cam în 2006 dădeam tare pe formații bătrânești, ca să zic așa, Pantera, Metallica, ACDC, Nirvana, ascultam destul de mult pe atunci. Și în 2017, din 2017 am început să o dau tare pe de astea așa mai pe New Metal, Slipknot, Disturb, System of a Down, dar System of a Down mai tare, un, un pic mai târziu așa. Tot în 2017 am vrut și să-mi las păr prima, părul, păr, să-mi las părul lung prima oară, dar nu s-a putut cu școala. Că și o fraier că în loc să fac tam tam să-i filmez, am zis hai să fiu un copil ascultător, că așa am fost educat și indoctrinat. Ghinionul meu. Uh, aș putea să arăt, să bag bucățele din piesele ce începeam să le ascult atunci, dar mă umplu de copyright, vorbesc despre muzică și nu. N-am chef de copyright. O să mă rupă copyright dacă bag și piesele. Le căutați voi. Așa. Vine 2018. În 2018, în... știu că am vrut să merg, mi se pare că atunci am vrut să merg prima oară la un concert, nu. Prima oară când am vrut să merg la un concert a fost la Iron Maiden în 2016, dar n-am mers la Iron Maiden, am mers la mare. Plusuri și minusuri. În 2017 știu că au venit prima dată 3 Days Grace, n-am mers la ei, după aia să mai vină în vară, un pic mai târziu, parcă Bullet for My Valentine, dar s-a amânat. Da, nu las, s-a amânat, nu mai știu. Și în 2018 să vină Skelet, eram, mamă, vine Skelet. Un an înainte, în 2017, sau nu, tot în anul ăla, mergea, venea și Stone Sour. Dar n-ascultam așa mult Slim Note cum ascult acum. Și nu prea eram fan Stone Sour. Între timp am început să ascult și piese de la Stone Sour, nu de la Slim și Corey Taylor orice ar cânta e mișto. Chiar și când cântă Spongebob sau Scobidu. scooby -Doo. În fine. Trece, și trece clasa 12 în 2018. În ianuarie 2018 m-am ras în cap și mi-am lăsat părul lung și după cum vedeți. am lejer de, de un metru. Cred că am un metru de păr aproape și n-am de gând să tai din el și eu tot ce mi-au stat perciunii că n-a vin după ureche. Și pe la ceafă mă mai au, nu dacă se vede. Mai mi-au -mi pe la ceafă și barba mea mai au așa pe gât. Norocul meu că nu crește foarte multă barbă pe gât nu îl mustață, o mai scurtez că mănânc și intră în bustața în mâncare. Și am de gând să-l las cu mare, deși mă gândesc uneori, da, trebuie să, să am mai încrească că barba să se mai îndesească, că, na. Ai, mai rară la mine. Mă gândeam să îmi fac barbă gen ca și lemi de la Motorhead. Să dau jos ciocul și să las pobrajii și mustața, dar încă nu s-au unit aici, mă mai gândesc. Ai, stau ca un fel de Serge Tankian aici. Eventual să-mi împletești ciocul, dar mai e până mai crește. Mi se mai ce semăn cu Mick Thompson, că cam așa ai crește și lui barba. Bun, și în 2018 m-am tuns atunci și mi-am lăsat părul să crească și sunt pletosul de astăzi. În ianuarie fac pe 18 ianuarie fac 5 ani de când nu am mai tuns și o să fac și atunci un videoclip special. Și pentru cei curioși care, să zicem, aveți păr lung și vă speriați că, aoleu, când mă piaptă în, uh, îmi rămân fire de păr, nu știu dacă se văd, că am și gândit că nu pornit. Nu știu dacă se văd. Ia, mai de aproape așa. E normal să... Hai se vede un pic. E normal să... Vă cadă cât un fir de păr când vă pieptănați Mai ales având părul lung o să pară că pierdeți mult păr Adică, de exemplu, ce am eu aici, nu știu dacă se vede. Sunt vreo 3 fire maxim. Dar edita mai gemotocul pentru că la mine fiind firul lung, pare că e mai mult păr. Norocul meu că am și gena bună la păr. N-am chelioși în familie, cel puțin rude de, de sânge. Prin alianță mai am 2-3 chelioși, așa. Dar cel puțin puii mei. Bunicul cu care păr colorat și are 85 de ani. 84. 85 are. Stai că mi-o are părul până la cură aproape. Norocul meu, cam gena bună. Uh, 2018, da, și am început să fiu pletos. Și în anul ăla tot așa, am dat o tare pe... Băgat discografiile de la toate formațiile. Și ce dracu... A, ah, bineînțeles, piese de la wrestling. Deci în perioada 2000, lumea wrestlerii aveau o melodii de intrare super mișto de exemplu, la Triple H cânta Motorhead la Evolution, uh, Paper View-urile aveau melodii mișto. Majoritatea wrestlerilor aveau pe atunci piese faine. La Batista Saliva. Îmi scap acum, dar v-aș putea da mai multe exemple. ah, la Randy Orton, Rift, Theory. Și așa mai departe. Vine 2019, deja puteam să deja am prindeam păr în coadă și o dădusem tare undeva prin vară când începusem școală de șofer pe sistem of a down pentru că uh, găsiți niște videoclipuri cu Tom și Jerry vs sistem of a down sau ceva de genul, niște videoclipuri de astea editate la Panorama, dar Panora, da, atât de Panorama încât erau mișto. Erau editate fix cu piesele alea mai panorama, de exemplu Banana, banana, teracota, pai și ai, 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 eu. Dar editat timp cum se băteau aia pe acolo A, că veni se vorba de concertul uh, skillet. nici la Skelet n am mai fost Și cam așa și în 2019 Dădusem foarte tare pe atunci pe sistem o fădeam Și în continuare mult pe New Metal, cred că dintre genurile de rock care îmi plac mie cel mai mult îmi place New Metal și pe loc cu doi cred că pun Heavy Metal cu formațiile clasice. Da, ceva de genul. Cum era Metal-ul pe atunci. Trei timp mai încep să ascult ocazional Mood vein și mai îmi scapă. Dar mare parte din cei din ce New Metal îmi place. Corn, Uh, cine mai e mă New Metal când scap acum? Mă rog, sunt mai mulți care sunt New Metal. Bullet for my villain temper că sunt Metal Core. multe formații întreg prin cap, dar nu le știu genurile fiecare Aia, nu știu, nu, nu le... le am cunoștința de gen, să-mi fie rușine. Tot în 2019 s-a anunțat că se vor pune în vânzare bilete pentru Slimnot, care a fost de-abia anul ăsta, în 2022 ți uh, țin minte, nu știu dacă se focuse 2020 și fix când s-au pus biletele în vânzare, veni și mie, eram la început când începeau să, începeam să fac și eu ceva din YouTube și dădeam într-una, refresh, 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 să cumpăr, bilet, să cumpăr bilet, să cumpăr bilet, să cumpăr bilet și am prins bilet în față, 100 de euro, aproape 100 de euro. 40 ceva de lei am dat în față, categoria în față, că la noi așa se face. Ca să mai scoată și eu un ban în plus, o sticlă de apă 10 lei la, 10 lei la concerte și bilete pe trei categorii. Săracii pulii, mai așa și aia care au bani și câțiva care își permi la VIP, cam așa sunt categoriile. Cum zic cum e la Metalhead, organizate de Metalhead Meeting sau cum se cheamă ei. Da, și știți povestea, o concertul Slim s-a tot amânat atunci am dat o tare pe Slim și ne-am luat toată discografia la rând. Și mi-am dat seama de o chestie. Bă, cum sunt ăștia cu... A, oh, ești fan, spune mie trei piese de acolo. Pe atunci mi-am dat seama. Bă, mă ia pune cum să-i spun trei piese în loc să-i zic 20 de piese, fac altfel. Îi zic așa, bine, dar zim de ce album. Când îmi eu la zim albumul ăla, ăla bine, de albumul ăsta, ăsta și ăsta, dacă chiar le știi, dar nu prea le știe. Și -o încep să le zic. Mi-am făcut obiceiul să iau la rând toată discografia. Și cred că e bine că fac așa. În primul rând le descoper toate piesele. Acum nu le am în calculator, le am doar pe telefon. Melodiile ce le ascult eu, că eu le organizez așa frumos pe albume, descarc de torente albumele ca să fie un pic mai calitative. Și am intrat în 2020. dezaamăgi că n-am mai fost... N-am mai prins concertul Slipknot. Ce am mai făcut eu așa ca și rocker în 2020? A, mi-am luat chitară. Da, bă. Ca și rocker, bineînțeles că mi-am luat și un instrument. De care m-am plictisit destul de repede, pentru că sunt o putoare de felul meu. Și o care în 2019 mi-am luat chitară, un Harley Benton 200 Black, ceva de genul se chema. O chitară care cu tot cu accesorii, 200 de euro. Deci dacă vine mâine careva cu 1000 de lei, eu o vând. Nu prea m-am ținut de ea Mai aveam o acustică veche prin casă Mă mai prosteam cu aia Așa cu chitara am învățasem să cânt un So și Angels Fall Un pic așa începutul de la Enter Sandman, de la Și de la uh... Uh... Nothing Else Matters și de la Master of Puppets Că erau destul de ușor de făcut Un pic mai mult așa din One Că e ușor la început de cântat One de la Metallica și apoi refrenul tu, 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 E chiar ușor Psycho Social mi-a destul de bine Singura piesă de la Slimnot pe care pot să o cânt Și o care în 2019-20 o dădusem tare pe chitară Mai încercam să mai cânt și piese de la wrestling M-am uitat la niște videoclipuri în care cântam Comparativ cum cântam atunci și cum până să mă plictisesc de tot de chitară Groaznic eram pe atunci, mi-era mie rușine nu spuneam, de la chitară în 2019-20, știi ce instrument am ajuns să folosesc acum? Da. De la chitară am ajuns la muzicuță. Se vede că e de la țară. Mielene ne o scot din husă, să bag amplificatorul în, în... în priză, să o acordez. Asta e, criticați-mă că sunt un putros, dar măcar știu cât de greu e să fii Muzician adevărat să cânți la un instrument, nu să dai trei vocalize, <laughs> să zici două, trei cuvinte pe, la microfon și apoi ți le editează pe calculator și ai voce de, fie de robot, fie de demo, fie de orice. Sau cum, ai, sau cum era înainte, un mim, cum e un meme, cum era înainte, de dai 5 dolari, merge la orice concert și acum dai 50 dolari ca să-l vezi pe unul care scântă de pe laptop, care pune muzică de pe un laptop, cum e la Bantoci și la festivalele de genul. Da, vremurile se schimbă, ce vreți, inflație, prostii de astea. 2021. În 2021 au început să ascult Kansas, Sevenfold și mai spre iarnă Motionless in White. Și mi-a zis mie un, un abonat, bă, tu ai început să ascult Motionless in White ca au dat-o pe un stil asemănător Breaking Benjamin, mai melodic. Să zicem. Haide toate Floride. Uh. Ce mai fac pe atunci așa ca și eu, în calitate de rocker? A Barnam. 2019. Mai e ceva interesant 2019? Nu mi-amintesc. A, e un canal Magic Mike care făcea edituri mișto. La concerte sau mimuri cu muzică și multe piese. mesh Mai făcea niște meșapuri up mișto și de acolo mai găseam piese mișto. De acolo am descoperit Sevenfold și... Și Kansas. Și încă câteva melodii faine de le mai puneau ei în meșapurile alea. Motion mai nu mai știu ce încep să ascult. Eram curios. Ia mă, cum sună. Și am dat pe YouTube și le-am luat la rând toate piesele. Că eu cam așa sunt. Când am chef să încep să ascult o formație nouă, ei au în discografia cu totul. Iau piesele mai populare și fac așa de albumul ăsta, ăsta și așa. La final o să zic formațiile mele preferate. Da, să vă criticați acum unii că ascult ce e mai popular. Dar mă că le iau toată discografia, nu doar piesele cu videoclip. Și acum am ajuns în 2022 și să vorbim despre concerte. Primul concert la o formație rock la care am fost a fost o formație turcească, că am fost cu un grup în control, Undeva am și uitat pe unde Pe, zona pe la cercul militar pe acolo. Aproape de intersecția Calea Victoriei cu Bulevardul de Elisabeta parcă. Da. Și în public era odita mai rusoaica cu părul scurt și boască sau căciulă de rusă, de rusă avea. Dar era rusoaica că era... Avea buzele mari, era bujorată, dar... Sau, nu, nu avea părul scurt, l-avea prins în coadă, dar avea un păr așa subțire rău și părea că era scurt, dar era prins în coadă și nici coada nu era lungă, sau era pe o parte. Și era și Nicu Mihai pe acolo. Îl văzuse careva din grup. Eu eram ceva de genul. E Nicu Mihai pe acolo. Oare bai ține vite că l-am băgat într-un video? L-am creat eu pe jocul de wrestling. O WWE 2 19 Unora le-a plăcut că i-am creat, unora nu le-a plăcut. Ca mică paranteză. Pe cei ce i-am creat în jocul cu wrestling. I-a plăcut lui I Hate Pink, lui Bike Traffic, lui Dani și lui Lospa. Ăștia patru. Și nu mai știu care am mai văzut că l-am creat în videoclipuri În jocul ăla Și în schimb nu i-a plăcut lui Nicu Mihai Nu i-a plăcut lui Rafael Că i-am dat pe e-mail să vadă Și nu mai știu cui nu i-a mai plăcut că l-am creat în joc Îmi scapă -mi acum Așa, 2022, cum am spus, primul concert și past Away, o formație turcească, nu prea mă ce cântau acolo, erau stilul la mai Dark Wave, parcă se cheamă. Mă rog, cântau în turcă tu cu tu cu tu, tu, tu pe limba lor, acolo. Nu sună rău, da? Nu sunt genul dark wave. Și după aia primul mare concert la care am fost la Slipknot, unde mâine dacă se face iar, mă duc din nou. M-am simțit foarte bine, m-am simțit ca la mine acasă. Chit că erau oameni de toate vârstele, ceea ce nu mă așteptam. Să văd oameni chiar de toate vârstele la concert la Slipknot. Mă așteptam să fie mai mult pușcordiți așa ca mine. Am, și oameni bătrâni, că am văzut și oameni bătrâni, am văzut și rocker cu barba mare și a fost și chelul. El era mai dreapta la vreo 20-30 de metri de mine, dar... Ce dracu mă, că în Romex pe acolo afară, cred că eram vreo 25 de mii de oameni, câți dracu eram. Unde dracu să-l Ia-l ia pe chelul de acolo, de unde noi. 150 de lei un tricot, 300 de un hanorac, 10 de lei o sticlă de apă, nici nu vreau să știu cât era o bere la pahar și așa era covor de pahare pe jos acolo la slimnot. Da, a fost mișto Lume de treabă Era unul care arăta ca Jeff Hardy, că Avea ciorap de damă pe mână Dar cum să spun Deci el avea ciorap de damă Și Da Ceva în gen stil Jeff Hardy era îmbrăcat Dar era așa mai gras Și tot dădea din pleată Și va zbura părul lui peste tot Și mai era un chelios care se bășise Și putea scară de bloc acolo Aia a fost, ăla a fost primul meu concert, mare concert. Până să ajung, au cântat Vende, dar noi am prins, că formația formație lui Fisuc, lui Corey Taylor. Și după aia, uh, am prins un pic și din Ginger. Nu știam că Ginger e, Ucra e formație ucraineană. Eu știu piesa aia populară de la Ginger, de Urlă, exact ca... Dacă îmi dai piesa aia, sau dacă îmi dai să ascult refrenul, eu, dacă mi-ai fi dat doar refrenul să-l ascult, tu aș fi zis, Asta uh, uh, ce mișto cântă tipul ăsta, aș fi zis. Deci o voce extraordinară, Ginger. Da. Și după aia Slim note, două ore și ceva am în continuu, am dat din cap acolo, îmi venea să mă bagă moș dar mi-era că mi-au -mi mare bătaie pe acolo, sunt linșat, călcat în picioare, că cer boșpit, rămâne boșpit. După aia am dat-o pe festivale. Am dat-o pe festivale. Și am fost la Stombird, în localitatea Corbii de Piatră, sau doar Corbi, în județul Argeș, Mișto zona, îmi place, am fost cu cortul O experiență nu foarte rea A plouat, n-a intrat apă în cort Dar a început ploaia fix după ce m-am spălat cu apă rece La dușurile de acolo E mișto cu cortul că e ieftin Dar personal prefer o cazare Dacă am de ales dintre Să zicem, stau prost cu bugetul și am de ales Merg cu mașina să zici că pot să car bagaje Dar stau cu cortul sau merg cu trenul să nu dau bani pe benzină Dar stau la cazare Prefer să merg cu trenul Să pot să mă îmbăt ca porcul Și să stau la cazare Să dorm acolo niște noaptea Prefer așa Asta și că la de a trebuie să urc până la mama dracului sus pundeal Norocul meu Că fiind acolo la, în capă de tot În vârful unui deal Aveam pădure Eram la margine de tot Dar când venea ursul Pe noi ne mânca întâi Și Lângă era o livadă Acolo nu am să ne facem nevoile cu grupulețul meu. Erau iepuri de câmp acolo, deci eram în sălbăticie. Un cal care se tot plimba pe acolo. A fost vișto cu cortul cei drept. Am fost la ceva bănăstire în piatră. Am mâncat așa la, la râu. Am pus berile să se răcească în apa din râu, dar apa era, mai, era destul de caldă și jegoasă și bine că n-a intrat apă de acolo în beri. Dar a fost, a fost frumos, niște zile faine. Mai puțin urcatu până sus în vârful dealului. Și ca să vă zic și ce am ascultat acolo în direct, în afară de... Cargo și Iris, nu mai știam pe nimeni de acolo. Nu, mai, au mai fost Phoenix, de la Phoenix știam doar Andy Popa, Că piesa aia o, trebuia să o cânt la ora de muzică prin clasele bici. Și după aia... Stai să-mi amintesc cine au cântat în ordine. Wine Mahala, dar ei nu sunt rock, sunt... Nu e rock, dar... Cântă frumos Wine Mahala. După aia Lupilu Halancea... Nu mai știu ce făceam atunci, cred că mă îmbătasem un pic. Când au venit Lupilu Halancea. După aia au venit... Dirty shirt Sau dirty shirts Băi, s-au genial Am făcut un handbag de mai două zile Mă durea capul, dar abia puteam să-l luai mișc Super mișto la dirty shirts de Dirty shirt, mă rog Deci printre preferații mei Au cântat și română și în engleză Dar mișto rău de tot Dacă mâine cântă în urziceni Sau sunt în București și cântă merg la ei și după dirty shirt Mi se pare că veni Phoenix dar nu mai era covaș la voce, era unul mai tânăr, dar eram deja obosiți și ne-am dus la cort. Am urcat de alul ăla, eram rupt de oboseală. Și în ziua următoare, sâmbătă, s-a strâns cea mai multă lume. Au fost tăia cu arată-mi Și n-au mai cântat, mă, când scapă. Mi că au făcut unii tribut pentru... Bon Jovi, dar nu știu dacă sâmbătă sau duminică. Și apoi... Uh... Timpuri noi au fost Timpuri noi, da Bucovina Băieții mei, Bucovina, îmi place cu cântă Și Altă dată când i-am mai ascultat Bucovina Era ceva de genul Solistul la bătrân cu bar făcea Bă, care din public? Da, ziceți sincer Sincer Care n-ai iubit niciodată? Și doar doi au ridicat mâna Făcea Tu ai de bețiv Dar lasă că-i de bine și altă dată tot așa făcea Bă, degeaba, poți să faci cea mai frumoasă Orice formație Poți să faci cea mai frumoasă piesă de lume Că dacă nu dă lumea <trui> Genial băieții mei De la Bucovira, printre preferații mei Și după aia, la final, Iris Au rămas și vidă de Miculescu Cât de bine se ține Chit că n-are mai mult de vreo 60 și ceva de ani Eu îi dădeam peste 70 Dar ce să mai O ușa trăi viața. Eu mai subit de cum poate totuși să se miște pe scenă, atât. Prima, a doua piesă trebuie să se încălzească, e bătrân și el. Dar după aia cum face cu microfonul, mi se, mi se pare mișto. Chiar și live, deci cântă super bine. Chit că la podcast îl auzi cum vorbește, mai greu așa. Mă, când se pune pe scenă și după ce s-a încălzit, îi dă tare acolo și cântă super bine. Deci, mi-a plăcut foarte mult la Miculescu la Iris. Și după aia, duminică, cine a mai fost? Altar. Uh, cântă mișto și altar. Îmi place că solistul venea cât mai aproape în capătul scenei spre public acolo în față. Mai făcea și, parcă făcea așa cu microfon să cântă lumea, nu mai știu sigur. Dar erau niște demenți, erau unii rupți de bes sau drogași și erau pe acolo și ne-am spart cu grupul, ne-am dus mai în spate că erau unii vai de capul lor acolo. După aia mi se pare că au cântat trooper. Mai -mi scapă mie unele formații acum probabil, îmi pare rău că mai scapă din ele. Păi știu că au cântat uh, trooper. Jumate din grupul meu. Mare fan, mari fan trooper pentru că din Târgoviște, ca ei, ca ele. Și... Vă dați seama, Moarte după trupăr. Mi-a plăcut că, că ăsta Coyotul le zicea niște copii Care au venit în fața scenei le zicea, Ce faceți măi puricilor? Cum ați venit aici? Sunt o și trooper îmi place Nu mi-a plăcut Bucovina Ai când trooper Ai gusturile nu se discută Bine, fix celor din grup, din grup nu le-a plăcut Iris, mie mi-a plăcut. Da, fiecare cu gusturile lor. Mie îmi plac femeile, arăt la bărbații, da. <laughs> și la final, Cargo și am fost dezamăgit la cargo. Deși au cântat super bine, atmosferă ca lumea, au avut și o tipă care era pentru cei cu probleme de auz și cum cântau ei piesele, ea gesticula și mai se făcea și ea cântă la chitară, dar mie mi s-a părut mai mult sexy cum gesticula acolo că era îmbrăcată mișto, arăta bine tipa de ce să bint. Uh, dezamăgit profund că n-au cântat piesa mea preferată de la Cargo, n-au cântat povestiri din gara ca e piesa mea preferată. Eu când m-am operat, m-am trezit în anestezie vorbit în franceză și cântând povestiri din gara. Aia e piesa mea preferată de la Cargo. Aia n-au avut-o în proiect acolo. Bine, l-au cântat pe cealaltă, nu mai am țigări, ziua vrăjitoarelor, elele, bineînțeles, poate dacă ploaia s-ar opri unde surprinzător cum venea cu microfonul pe la lume, unii nu știau să cânte, era un și în față, face baciu. Vrei? Și s-a dat spate copilul și era... <laughs> Altul vine și cânta și Face după aia baciu Ascultați bă <laughs> Și a cântat tipul ăla în public Cum a dat microfonul bișto. după asta când se ridice mâna ceva Să strângă mâna cu el A plecat mai departe solist <laughs> la cu mâna atinsă. Era 12 noapte, era și el rup de oboseală probabil că asta după toți. Na, la final. Deci la încheiere i-a pus pe ea mai veteran să cânte. Oricum foarte mișto organizat la Stomber, mai ales dita mai făcut de artificii ce a fost. Mi-a plăcut la Stomber Atât că acolo la Stombird ai de ales. O răție cazare în zoră și mergi cu mașina și te rogi să ai unde să lași mașina acolo. Că nu prea ai unde să lași mașina. Adică dacă vrei să vii la concert acolo, vii cu mașina, o lași și pleci de abia noaptea după ce se, mai, după ce se potolește lumea, diverzi la cor sau plecat, că e dezastru ce e acolo cât de aglomerat e. Sau vii cu cortul direct, lași drag cu mașina acolo, Beși cu cortul, ai cortul acolo în zonă, dar nu asum dacă prinzi undeva sus pe Măcar ești mai intim și poți să te duci să, te, să fluieri în natură fără să te vadă nimeni, dar dacă vine vreun lup, ai belito. Și în zona aia sunt și urși, Cam un prieten din zona aia și mi-a filmat cum, fugărea, cum, fugărea, cum fugea un pui de urs în fața autobuzului. Da? Am scăpat cu viață. După aia am mai fost și la posada în Posada se cheamă festival în localitatea Posada în, Tot în Argeș în Câmpul Lung, pe stadionul Câmpul Lung. Acolo, acolo, au fost formații străine Sincer, cred că am făcut greșe Ori au avut tăia boxe prea puternice Ori sonorizarea, nu știu Dar am urechile de acolo În prima seară îmi țiu ia urechile rău Și au cântat Haunted am uh, Mă scapă cine cântă Au mai fost și acolo Bucovina Venom, ma, îmi scap acum, îmi scapă cine a mai cântat atunci Dar tot așa mă îmbăta semtare Codnari, whisky, ce mai beam pe acolo, că acolo era cu monede A venit turul și a făcut poză cu mine Au fost oameni pe, oameni pe care i-am văzut și la Stomber și la Posada Iar mișto să fii rocker Cum te întâlnești așa, așa să socializezi La Rockstar n-am fost și mai bine că n-am fost că -au, au, băgat manele în parcare după, după, concert. Eu am fost la Râșnov două săptămâni mai târziu că m-am dus la Dino Park, că era închis la cetate, mi-am terorizat prietenii cu Hai mă la Dino Park, că închis la... dacă tot e închis la cetate, hai la Dino Park, dar sunt copii. Nu contează că sunt copii, vreau la Dino Park să mergem. Și am mers la Dino Park. Bă, și a țipat unul un copil în ureche. Așa, fix se uita copilul la în brațe la maică sa uita, băi, era copilul la ceva de genul După ce i-a țipat unui tovarăș în ureche. În același timp, vrea să râd, dar îmi pentru timpanul lui Așa, da, deci mai bine că n-am fost la... Uh, la Rockstad S-a în parcare Da, au și rockerii uh, Oilelor negre Ce nu-mi place mie e că Fusese vorba să și că zvon că ar veni Iris la Rockstad Și multul lume era Eu vreau să vă străini hardcore De ce să-i văd pe Iris? Mai lipsește să cânte Smiley Sau ceva de genul Și In Flames parcă Mai era un zvon că vin In Flames Și erau unii Nu vrem In Flames Că nu mai știa la să wow! Sau ceva de genul Comentarii ce mai erau pe internet Și mă gândeam Bă, ce ne regulă cu oamenii ăștia? Tot ei care după aia au băgat event pe Facebook, manele în la Rostad. Ei supărați că domne ăștia nu urlă sau așa și după aia bamă. În fine, avem și noi oile, oile, noastre negre, tipe care se îmbracă cu goaci și fac tiktok cu playback pe manele, cu lip-syncing, cu da din buze pe, buzele de la gură pe manele. În fine. Dar tu, ai asculti formațiile populare, ești poză, uite, eu ascult formații de care n-au auzit nimeni. Păi n-au auzit nimeni de ele, probabil că nu cântă mișto și vrei încerc să, să pari și tu interesant de asta. E o modă, bă, e ceva popular, clar. e aia. Cum s-a ascuns Metallica în 2022 sau cum s-a ascuns Paraziții în 2023, ca să parte și pe alte genuri. În fine, asta e altă discuție, când o să vorbesc despre comunitatea de rockeri. Că asta ar fi și concertele. Și aș mai merge Știu că la anul vine Pantera Nu știu dacă merg E să zic acum trupele mele preferate La Metallica Știu că a fost Metallica și n-a putut să merg Eram în stare să renunț la școala de șoferi Să nu mai mă la școala de șoferi Ca să nu merg la Metallica Dar ghinion Băi și când am văzut pe net Ce mișto au cântat acolo Au cântat și în română au cântat o piesă de la Iris de vei pleca. Bine, n-a cântat-o a cântat-o cântat Robert, basistul și cu căr la chitară. Bă, dar totuși s-au documentat cei de la Metallica despre o piesă de la cea mai populară formație din țara unde Păi pe alții ar durea în pulă. Adică nu văd eu pe alții să vină într-o țară, vai morții ei cum e la noi, unde se știe cam ce ascultă majoritatea, vedeți, în trending. Și... Să se documenteze. Ia mă, care e cea mai populară formația lor? Bun, ce piese au? Care sunt mai populare? Hai să vedem ceva ce să putem cânta. Pe partea instrumente nu-i problemă, problema era cu pronunția. Cam mai a fost. Vă dați seama, săracul Robert când a început să cânte, a și cuvintele. Nu putea să zică ca lumea română, dar totuși, tot publicul era extaziat când au cântat acolo. Bă, ca Metallica nu face nimeni spectacol. Da, cel mai frumos concert la care a fost Slipknot, că e singurul concert mare la care am fost. Și mai merge la dastea mari, că mișto. Prefer un concert o noapte de concerte și atât, nu mai multe zile, mai ales dacă nu, nu, sunt în zonă, cum a fost în județul Argeș, să mergi de la mine din Ialuța până în Argeș, să, na, du-te acolo, n-ai mai multe zile, cazare, mâncare, astea, așa, dacă e la București și ține o noapte întreagă, dar vin ăia, ăia și cu ăia și atâta numai nume mari, a venit vidivici, așa prefer eu. Mă duc, văd și gata, nu stau mai multe zile cază. Da, măcar fiind departe de casă, pot să mai mă plimb acolo să explorez, dar e cu duș și întors, avantaje și dezavantaje. Și acum probabil formațiile mele preferate, printre ele se numără și Metallic așa că acuzați-mă ca fiind un de poser care și-a lăsat părul lung doar ca să pară mișto și-a luat chitară doar ca să pare interesant. E, măcar eu nasc cu măcar atât, nu-ți dă la... Nu, domnule, eu nasc cu și după vreo vreo sticlă de licoare magică, ca în și Obelisc, s-ar scântei din mine și mă transform. Am văzut Asterix și Obelisc și îmi place. Și asta e green când pentru ce nu s-a prins. Și acum, hai să zicem 5-6 formații preferate ale mele. ca printre ele, clar. Sistemul o clar. Au și piese și panoramă, dar și mișto. Slipknot, am fost la ei, ce puțin locul 2 Slipknot. Genială vocea lui Corey Taylor. Cântă și în voce normală, și note înalte, și urlet. Omul e genial. Și când cântă Spongebob și Scooby-Doo. Absolut genial omul. N-are cum să cânte nasol Corey Taylor. E genial omul. Așa? Uh, Breaking Benjamin, preferata mea trupa mea preferată, multora nu le place, a, oh, că de poză, oh, că nu prea se urlă pe acolo, oh, ca lasă că mie îmi place, cântă super bine, sunt foarte melodici. Și are mișto vocea Ben, nu urlă el atât de mult ca alții, dar cântă mișto, bineînțeles, formația copilării Linkin Park, clar peste schilet, de schilet m-am plictisit, mi se pare acum cam prea de copii, prea rock creștin, ca să zic așa, mai mișto decât schile mi se pară TFK, cred. Sau, mm, duci cu întors. E mișto și cu creștin, dar două, trei piese ajung. Nu pot să ascult mai multe. Na, am mai îmbătrâni și eu. Dar Linkin Park continua, mi se pare Chester Bennington. Să-i fie țărâna ușoară, maestru, pe ceea ce făcea. De deci ce am zis așa? Breaking Benjamin Metallica, sistem of a down, slim note, 4. Deci Breaking Benjamin Metallica, sistem of a down și slim note, 4. Linkin Park 5 5 Avenged Sevenfold Îmi plac piesele lor Ce drept Shadows Parcă live nu cânt așa bine Așa mi se pare mie El are vocea răgușită mai mereu Cam cu duși întors nu place așa mult cum cântă live Dar cel puțin piesele alea vechi de pe albumele Majoritatea albumelor au aceeași copertă Cu craniul la cu aripi de liliac Waking the Fallen, the Fallen sau cum se chemau albumele alea care erau mai metalcore așa. Alea îmi plac și bineînțeles uh, The City of Evil. Pe... It's going the pain to be a man. Bad Country, așa. Yes, aia mi se pare genial când sunt în mașină. Băi, deci când îmi vine Bad Country în playlist, când sunt în mașină, am curat să-i dau A5 a cincea la 1-3 benzina albeu. Că nu vreau să-l <laughs> Doar oricum, în mașină, mai ales City of Evil, albumul City of Evil și mai ales piesa Bad Country, în mașină, super! Merge la fix. 6 7 Motionless in White. Nu-mi place că, la capitolul aspect, e un fel de Merlin Manson, adică prea ca Merlin Manson arată, cum a, -a arătat până la un moment dat Chris Motionless. Nu știu care e celălalt nume al său, cum de pe mercedes Shadows clanul cheamă Shadows, că Matthew, ce mai familia avea. Și acum arată area Ripley. I-am arătat gagică vi. Uh, uite, ea e rea Ripley, una de la wrestling și el e Chris Motionless, care e mai futabil. Și a zis, păi mai repede mă fut cu Rhea Ripley, e mai mișto decât Chris. O înțeleg. și <laughs> apropo, au făcut Chris Mo Motionless, mai au făcut piesă pentru Rare Ripley, dacă tot seamănă cei doi mă rog, arată mult mai bărbare a Ripley, în afară care țuțe, da. Na. Dacă n-ar ar fi avut țuțele mici, clar și e că e bărbat. Și Chris ar fi fata Așa. Da, pe aspect așa pe... Nu mă dă pe spate cu exact un stil de Marilyn Manson la față pictat machiat. Da, pe muzică n-am ce comenta, cântă super bine. Am zis șapte formații, cam paste le ascult eu uh, cel mai mult. Dacă e să bag și românești, băgă miris clar că ai preferații bei. M-am uitat niște podcasturi cu Biculescu și... Nu mă știu dacă era podcastul lui Cătălin Oprișan sau Bobonete. Dar el l-aștepta pe unul Mihai și unde trebuia să cânte el, venea și la cântare, nu la concert, venea și majestatea, că încă nu murise pe atunci și regele Mihai, mă rog, asta trebuie, cred că prin 90-2000. Și l-aștepta și el tot pe unul Mihai, am uitat cum îl chema pără, impresa ceva. Și ai zis, bă, vezi că vine și o spunea, bă, Mihai, bă, și după aia au venit gărzele corp ale stăți și era, hai să-mi bag ce-a făcut. Amuzant omul ce povești mai are. Majoritatea roagerilor au beții mișto, au, și-au trăit viața. Da, aia când au la bătrânețe arată, cum să ai noi și Miculescu și Kempes, adică, Miculescu, burta mare, că a avut el ce a avut aficat. Kempes uscat bătrân săracul sau alții fosilizați, dar vă mă rog. Deci 73 ne-am zis și o românească Iris că n-ai mai de modă veche. Uh... mai zi vreo două, trei, îmi scap acum. Mai ascultam vechiul 3 Days Grace, îmi plăcea mult ăsta nou cu... Matt, Matt Walls parcă l cheamă. Factorul solist care e de la o altă formație mai veche mai uh, My Darkest Days Pe păi My Darkest Days cânta foarte bine Mai bine rămânea dracu acolo și nu se făcea nepotismul că Fraxul era chitarist la 3 Days Grace Și să vină el la 3 Days Grace în locul lui Adam Gunter Da, are voce și met. Da, Adam Gunter sau Gunter sau cum e Adam Vechiul solist de la 3 Days Grace care acum are formația Saint Sonia Bă, Omul ăla e maestru pe ceea ce face. Deci da, pot să adaug Tilde Grace, dar la vechi. Cum cântau pe Live Starts Now, One X, X. Primul lor album unde a Why Hate Everything About You. Să scapă numele albumul ăla. Deci, clar Tr și Tilde Grace ul a Adam Gunter. Deci Adam Live cântă extraordinar. Și chestiile noi de pe Tanta Sonia sunt bune, dar ce când trai el atunci, când avea părul la emo, bă, era genial, puteți să căutați concerte live de ale lui și să vedeți cât de mișto cântă în comparație cu Adam asta, cu Matt ăsta care e acum la 3 Days Grace, care să fi rămas la My Darkest Days, cânta foarte bine acolo pe stilul ăla, îți dai seama, faci o formație și o anulezi, băcar dacă era să zici să cânte la ambele ca Corey Taylor, aia Hai ca am zis formațiile mele preferate. Uh, da, mare parte. Formații de pauză. Bine, mai manelistul, sunt manelist, no? uh, ce să mai zic? Concertele la care vreau să merg? La panteraj aș merge, dacă n-am văzut că e vreo 300 ceva de lei biletul, eram vai să-mi Mă, deci la asta, Not am fost norocos. Am luat bilet în față, am dat pe el sub 100 de euro, că era doar 4 lei și ceva euro, 44 lei jumate, nu era 5 lei ca acum, ce vreți bă, cu 2 ani de atunci. Între timp, a venit pandemia, s-a amânat, un an s-a amânat, al doilea an, când s-a amânat în primul an, am făcut retur și am mai pus un pic, cu diferență, 50-60 de lei pe acolo și mi-am luat două bilete, deci era 240 de lei maxim, nu cred că era mai mult de atât, oricum nu m-am dus în 500 de lei două bilete, alea cele mai ieftine, ca să merg cu gagica pe care o aveam atunci. Bineînțeles că n-a fost să fie, mai bine că n-am mers cu ea, o mai și duceam la Slim Lot, îi mai și arătam Bucureștiul, îi ziceam Hei, nu știu cum e la tine la țară, bun venit aici la București, ia uite, avem asfalt, avem metrou, nu avem apă caldă, dar avem metrou Așa N-a fost să fie, după aia să merg cu un tovarăș, între timp fiecare dintre noi și-a făcut gagică, și el mi zis, bă frate, știu că a rămas vorba așa, dar dacă vrei, o mei las. O las pe ea singură, că el stă cu ea în aceeași casă. O las singură în casă și să mergi mă și tu cu asta, las. Mergi bă, știu că mi-ai probis. cred că te îndeci la asta, dar mergi bă cu bă, dar nu te super cam. Ai bă, ce ștâmpi la cap, mergi bă cu găcică tă. lasă că mi-ai promis să mergi bă cu asta. L-ați văzut ca Eu de fel mă țin de probis, da? Mă rog Chit că ea mi-a zis că nu-i mare fare, fană Slipknot și când i-am zis Vezi că am bilete la Acum, hai mă că mergi <laughs> Uite că tot am ajuns să merg cu o gagică la Slipknot I-am arătat și eu, Uite mă, concert bare. E frumos și la ăștia, chit că e scump E de la capitalist <laughs> În fine deci pe cine aș mai vrea să văd eu? Aș vrea să văd din nou, să văd și o Metallica Live. Iron Maiden n-a fost că au fost și anul ăsta și Iron Maiden și Kiss. Nu sunt fan Kiss, dar aș fi vrut să merg la Iron Maiden. Ai. Aș vrea să-i prim pe Breaking Benjamin o dată live. Să fiu la un concert de alor lor că ei cântă superb. Deci pe live cântă super bine, au piese, ei sunt așa mai melodici. Îmi place la nebunie cum cântă. Pe majoritatea pe care am enumerat în top. Dar na, ce vreți bă 300 de lei sunt sub 100 de dolari Pentru un american sau un occidental Care are salariu în euro dolari Nu doare la carici Pentru noi să dai aproape Să dai vreo 70-80 de euro Pe cel mai ieftin bilet Adică 300 și ceva 400 de lei Sunt niște bani Vorba cuiva Jumadă chirie aproape Beș... Vrei să faci și să mergi cu încă cineva, două bilete, deja ia, te duci în o chirie și în jumătate de chirie aproape. În fine. Dar oricum. O să continui seria asta cu cum e să fii rocker. Întâi am început cu cum a fost devin rocker. 50 de minute am vorbit. Nu tai nimic la tot. Uh, o să urmeze după aia ceilalți pași. Nu. No. Cum e să fii rocker? Adică cum să faci prieteni rockeri, cum te ferești de cei care te acuză pe tine că ești poser. Ba și era un mim, o glumă mișto pe care a zis-o careva în comentarii că ci că rockerii la beție sunt foarte bine versuri la manele. Am uh... cum s-a scurs, Metallica? Cum s-a scurs, Slimnot, poserule? Zim trei piese de la Slimnot. Zim tu bine Bine, dar zic de pe care albume? ah vezi, ia zic, de pe, să zi de pe, vrei de pe Iowa, vrei să de pe self-titled? Sau de pe All Hope is Gone? Uh, sau The Great Chapter? Uh, sau uh, uh, The End So Far? Da. Că tot veni vorba de așa. Fiți antenă. Dacă vreți să cunoașteți un poser, doar dacă sunteți siguri că ăla e poser, ce are tricou cu o formație În general am văzut că se poartă cu nirvana ca na, e simbolul ăla cu Cu limba scoasă așa Majoritatea care poartă tricou cu nirvana sunt pauzări Mai ales dacă se cred un pic ei rockeri Și clar au tricou cu nirvana Să știți că e au să fie pauzări Pe lângă Panaramele care au impresia că Metallica e un brand de tricouri. Măcar ne ziceau că e de aragaze, e mai realistic, există o fabrică de aragaze metalică în Călăraș. Au trecut pe lângă fabrica aia. Încă există. Trebuia să-mi iau aragaz de acolo. Că rămân fără butelie la aragaz să se audă ca la tu, 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 tu Să fac așa. Să pugnească flacăra. În fine. Nu mă, când trebuie să schimb butelia să-mi cânte aragazul. Give me fuel, give me fire, give me what I desire. Sau mă rog, give me what I desire. Da. Ne vom auzi pe data viitoare să-mi spuneți cum ați devenit voi rockeri sau dacă aveți prieteni rockeri și care sunt formațiile voastre preferate. Și ce formații nu vă plac? Ne auzim data viitoare după aproape o oră de pălăvrăgit. Nu tai nimic îl postez așa, că-mi elene. les tuturor!